Continuăm să medităm asupra psalmului 119, așa cum știți, de aceea nu vom mai face o introducere. Tema psalmului este cuvântul lui Dumnezeu și importanța cuvântului lui Dumnezeu și psalmistul prezintă această realitate din diferite perspective, din diferite nuanțe. Și dacă ne uităm la versetul 41, la 48, vedem că psalmistul începe și vorbește despre har și despre mântuire. Și este normal că atunci când omul intră în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu revarsă harul lui prin cuvântul lui Dumnezeu, ca omul să experimenteze harul mântuirii, atunci când Dumnezeu face această lucrare. Și atunci nu ne mirăm că psalmistul acum tratează în aceste versete harul mântuirii și efectele mântuirii. Dacă ar fi ca să sumarizăm aceste 8 versete, am putea spune că psalmistul vrea să ne vorbească despre harul mântuirii și despre efectele mântuirii. Lucrul acesta este foarte clar, chiar în primul verset, în versetul 41, unde ni se spune foarte clar care este teza pentru această strofă, care este punctul principal. Priviți, să vină, Doamne, peste mine, marea Ta îndurare și mântuirea Ta din pricina promisiunii Tale. Vedem încă din acest prim verset că aceasta este tema. Harul mântuirii și apoi vom vedea în celelalte versete că se vorbește despre efectele acestui har, efectele mântuirii. În primul rând, vedem că psalmistul afirmă faptul că mântuirea este un har. Ne vorbește despre mântuire în acești termeni, marea Ta îndurare sau dragostea lui Dumnezeu statornică, ar fi o altă traducere. Harul lui Dumnezeu are de a face cu îndurarea lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu. Vedem că calitatea acestui har este una mare, este un mare dar, o mare dragoste, da? Și vedem că are de a face nu doar cu faptul că este mare, ci este plină de milă, de îndurare, da? Este o mare îndurare sau o mare milă din partea lui Dumnezeu sau o mare dragoste din partea lui Dumnezeu. Aceasta în contrast cu dreptatea lui Dumnezeu. Nu putem vorbi vreodată, dacă am contrastat, de exemplu, o persoană, dacă m-aș pune pe mine în contrast, m-aș prinde în două ipostaze. O ipostază în care aș fi bun, aș spune, uite câtă dragoste, uite cât de bun este fratele Mihai sau cât de milos este fratele Mihai. Și dacă m-ați prinde într-o ipostază în care poate m-aș purta sever cu cineva, poate ați ajunge la concluzia, uite ce rău este fratele Mihai în această ipostază. Când vorbim despre Dumnezeu, categoriile sunt altele pentru că Dumnezeu nu poate fi rău. Dumnezeu nu poate fi rău față de noi. Dumnezeu se poartă cu milă, cu îndurare, cu har sau cu dreptate față de noi. Iar dreptatea lui Dumnezeu este îngrozitoare. Dreptatea lui Dumnezeu ar trebui să provoace frică în inimile noastre, pentru că, de asemenea, ca și harul lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu este mare. Este mare. Este infinită. Și atunci când dreptatea lui Dumnezeu se revarsă peste păcătos, este un lucru îngrozitor. Îngrozitor, da? În al doilea rând, vedem nu doar calitatea harului, dar vedem care este autorul harului. Psalmistul spune, marea Ta îndurare este harul lui Dumnezeu. Sursa harului este Dumnezeu. Apoi vedem că această mântuire care vine prin har și doar prin har, este una personală. Harul este unul care vine în mod personal și se adresează Ție. Priviți ce spune psalmistul. Să vină, Doamne, peste mine mântuirea. Mântuirea lui Dumnezeu este o problemă a unei relații personale.
în contrast cu relația corporativă, de exemplu cu poporul Israel. Dumnezeu a avut și are o relație cu poporul său ales Israel. Și toți cei care fac parte din acest popor au într-un mod corporativ o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu intră chiar într-un legământ cu acest popor. Dar lucrul acesta nu ține de mântuire. Nimeni nu este mântuit în baza relației corporative. Nimeni nu este mântuit din cauza că face parte din poporul Israel. Nimeni nu este mântuit pentru că face parte corporativ din biserică. Sunt membru la Biserica Sfânta Treime din Zalău, mi-e rezolvată problema. Când ajung la ușa cerului, scot fișa de membru, le arăt, sigur mă las. N-are nicio treabă. Da? Faptul că faci parte dintr-o familie de credincioși, faptul că faci parte dintr-o comunitate de creștini, faptul că faci parte din poporul Israel sau dintr-un popor românesc care se consideră creștin, nu are nicio treabă. Există relații corporative cu Dumnezeu. Dumnezeu poartă, întreține relații la nivel de popor, la nivel de familie, la nivel de biserică, la nivel de instituții. Am văzut în studiu de miercuri că Dumnezeu are o relație de autoritate și de delegare chiar cu autoritățile civile. Dar aceste relații corporative nu pot să țină loc la relația personală când vine vorba de mântuire. Într-adevăr, relația ta personală, atunci când vine peste tine harul lui Dumnezeu, atunci când vine peste tine mântuirea din partea lui Dumnezeu, produce o relație corporativă. Da, este adevărat. Atunci când te trezești în urma predicării cuvântului că ești un copil al lui Dumnezeu, că crezi promisiunile lui Dumnezeu, vei căuta să te alipești corporativ, vorbind, să faci parte dintr-un trup, să faci parte dintr-o biserică, să te afiliezi cu cei care cred același lucru. Dar simpla ta afiliere la un asemenea grup, simpla prezență sau membralitate într-un asemenea grup, nu rezolvă absolut nimic. Nimic. Fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră, trebuie să experimenteze în mod personal harul lui Dumnezeu și mântuirea care vine prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Să vină, Doamne, peste mine. Este o problemă personală, este o experimentare personală. Apoi vedem că mântuirea și harul mântuirii este ceva din afara noastră, extra nos. Pentru că psalmistul spune să vină peste mine. Este ceva care trebuie ca să vină de undeva peste mine. Nu este în mine. Nu este ceva care eu pot ca să produc. Și vedem foarte clar că trebuie să vină de la Dumnezeu. Să vină, Doamne, peste mine. El este sursa, El este autorul, El este Cel care trimite, eu sunt Cel care primesc. Harul cât și mântuirea sunt din afara noastră. Sunt străine nouă. Noi nu le deținem, nu le putem produce nici mântuirea, nici harul prin care vine. Noi primim mântuirea din partea lui Dumnezeu, nu contribuim în niciun fel mântuirii. Da? Noi suntem cei care beneficiem de mântuire, noi nu participăm în mântuirea noastră. Dumnezeu este Cel care trimite harul Său, care revarsă harul Său și acela se revarsă din partea lui Dumnezeu peste mine și eu beneficiez. Eu sunt Cel care primesc această mântuire și acest har care vine din afara mea. Apoi, priviți motivul sau motivația și metoda mântuirii. Psalmistul spune că această mântuire trebuie să vină din pricina promisiunii tale. Motivul mântuirii sau motivația mântuirii este promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat o hotărâre, a făcut o promisiune. Și Biblia ne arată că această promisiune luată de Dumnezeu în sânul Sfântei Treimi, în planul său de mântuire, sau așa cum ar spune în termenii teologiei reformate, într-un legământ etern. Dumnezeu Tatăl a făcut un legământ cu Dumnezeu Fiul în care a promis să dea lui un popor, un număr de oameni cunoscuți pe nume, aleși de Dumnezeu pe nume, și au fost dați ca și un dar Fiului.
De ce îl numim un legământ? Ce trebuia fiul ca să facă ca și răspuns la acest dar? Să moară pentru ei, să se jertfească pentru ei. Da? Vedem acea scenă în cer la un moment dat în care se caută o soluție, un reprezentant, cineva ca să meargă și să răscumpere acest popor. Și avem mielul lui Dumnezeu care voluntar se angajează în această tranzacție cosmică, divină, eternă și spune, eu mă voi duce, eu voi face acest sacrificiu. Și acest legământ, această tranzacție, pentru că este în divinitate, este finalizată într-un fel în veșnicie, dar practic vorbind, ea se manifestă la Golgota, când fiul vine și plătește pentru poporul său. De ce? Pentru că există această promisiune a lui Dumnezeu, că el va răscumpăra, că el va plăti, că el va mântui. Dar în același timp, aceasta nu este doar motivația, este și metoda mântuirii. Promisiunea lui Dumnezeu revelată nouă prin cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne arată că nimeni nu poate ca să intre în contact și să beneficieze de această hotărâre decât dacă această hotărâre este revelată omului, este comunicată omului. Dumnezeu a decis să mântuie prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Fiul a hotărât ca să vină și să depună această plată, această jertfă. Dar dacă nu știi despre această jertfă, dacă nu auzi despre această decizie, dacă nu auzi vestea bună, Biblia întreabă cum vor crede. Dacă nu le predică nimeni, dacă nu le vestește nimeni. Și Biblia, de fapt, este istoria revelației lui Dumnezeu, istoria comunicării lui Dumnezeu acestei decizii, acestui plan, care s-a întemeiat înainte de întemeierea lumii, s-a înființat înainte de întemeierea lumii, s-a desfășurat în etape istorice și în fiecare etapă, în fiecare dispensație, Dumnezeu a comunicat acest plan, a revelat acest plan, a spus mai mult și mai mult din promisiunea lui, până când am văzut plinătatea descoperirii în persoana Domnului Iisus Hristos. Și avem tainele Evangheliei și tainele planului lui Dumnezeu. Chiar și tainele planului etern, o parte din ele. Evident, noi avem cum cuprinde în mintea noastră toată înțelepciunea și tot planul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este etern, este infinit. Și dacă v-ați gândit vreodată, nici măcar în cer, nu o să-L înțelegeți în totalitate pe Dumnezeu. Și nu o să-L înțeleg în totalitate pe Dumnezeu. Toată veșnicia mă voi minuna la slava și măreția lui Dumnezeu. Voi vedea din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult din măreția lui Dumnezeu. Unii au impresia că vor ajunge în cer și din momentul acela vor fi omniștienți ca și Dumnezeu. Biblia nu spune așa ceva nicăieri. Nu spune așa ceva. Vom avea trupuri glorificate, creierul nostru va fi glorificat, dar nu va putea cuprinde nici măcar creierul nostru glorificat toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu va exista așa ceva. Dar vedem în Sfintele Scripturi că Dumnezeu revelează inclusiv din planul său etern. Știm ceva, putem cuprinde ceva, putem să ne minunăm cum Dumnezeu a putut să facă așa ceva, cum a putut să ia o asemenea decizie. Câtă dragoste să ia o decizie să mântuie pe cei care s-au răzvrătit împotriva lui. Câtă dragoste să vină de bună voie Fiul lui Dumnezeu să moară pentru cei care sunt dușmanii lui. Psalmistul nu ne prezintă doar harul mântuirii, ci ne prezintă, în al doilea rând, și efectele mântuirii. Și aceste efecte ale mântuirii le plasează în două categorii majore. Și fiecare categorie are subefecte, da? Dar sunt două categorii majore. În primul rând, credința, ca și efect. Credința este un efect al harului și a mântuirii produse de Dumnezeu. Da? Credința nu este ceva care noi facem, care vine din noi și apoi Dumnezeu răspunde, ci este ceva care noi răspundem pentru că am primit harul și mântuirea. Biblia ne spune că am primit inclusiv
credința, în tranzacția aceasta, că vreți să o numim, a mântuirii, noi răspundem cu ceva care am primit. Da? Dumnezeu vine și îți dă în dar, îți dă iertarea, răscumpărarea, înfierea, credința, justificarea, toate. Și tu după aia, după ce le-ai primit deja, zici, Doamne, credință. Da? Tu nu iei ceva care aveai tu și răspunzi cu aia. Tu iei ce ți-a dat Dumnezeu. Tu răspunzi cu ce ți-a dat Dumnezeu și este logic. Dumnezeu n-are nevoie de ce îi poți da tu. Înțelegeți? Dumnezeu n-are nevoie de ce îi pot da eu. Nu am ceva care Dumnezeu ar avea nevoie sau i-ar putea face plăcere din mine. Nu există. Dumnezeu îmi dă și odată ce mi-a dat, zic, Doamne, uite, răspund cu ce mi-ai dat. Asta este mântuirea. Mântuirea produce efecte. Harul mântuitor produce efecte. Și primul efect este credința, da? Credința. Priviți ce spune psalmistul în versetul 42 și în versetul 43. Căci mă încred în cuvântul tău. Versetul 43. Căci nădăjduiesc în judecățile tale. Observați obiectul credinței a psalmistului. Pe cine sau în cine se încrede psalmistul? Sau altfel spus, pe cine sau în cine crezi tu? Vedem încă din versetul 41 că psalmistul are ca și obiect pe Dumnezeu. El se încrede în Dumnezeu. Să vină, Doamne, peste mine marea ta îndurare și mântuirea ta. El se încrede în Dumnezeu. El așteaptă lucrurile acestea de la Dumnezeu. Nădejdea lui este Dumnezeu. Speranța lui este Dumnezeu. Priviți în al doilea rând dreptarul sau conținutul credinței. Altfel spus, am înțeles în cine mă încred, da? Sau pe cine cred, dar ce cred? Care este conținutul acestei credințe? Ce cred despre Dumnezeu? Cine cred că este Dumnezeu? Ce cred că mi-a promis Dumnezeu? Ce mă aștept de la acest Dumnezeu? Care cred că sunt așteptările lui Dumnezeu de la mine? Toate acestea țin de conținutul credinței, da? Orice credință are un conținut. De aceea nu vă lăsați induși în eroare când cineva spune, pe și eu cred în Dumnezeu. Nu este suficient. În care Dumnezeu? Da? Pe cred în Dumnezeu evreilor și a creștinilor. Ce crezi despre el? Care este identitatea lui? Da? Poți discuta cu oameni care se consideră creștini, se numesc creștini și, de exemplu, nu cred în Sfânta Treime. Cred ei în Dumnezeu? Nu. Poți discuta cu un musulman și el spune, cred în Dumnezeu. Îți va spune că crede și în Domnul Iisus. Până când întreb, spune-mi un pic despre Dumnezeul acesta. Spune-mi un pic despre identitatea Domnului Iisus Hristos. Da? Și când începi și vezi că conținutul credinței este altul. Ei au dat același nume, dar la alt conținut. Ei numesc pe Dumnezeu unul care nu este Dumnezeu. Ei vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, dar nu vorbesc despre același Iisus Hristos. Nu vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Credința are un conținut și acel conținut trebuie să vină de la un dreptar, de la o sursă autoritară care îți spune, dacă crezi, trebuie să crezi asta. Și dreptarul este același cu metoda prin care am primit credința, și anume prin cuvânt. Dacă Dumnezeu ne-a adus la credință prin cuvântul lui Dumnezeu, prin revelația lui Dumnezeu, atunci este logic că cuvântul lui Dumnezeu ar fi dreptarul. Adică, dacă credem în Dumnezeu din cauza cuvântului, conținutul ar trebui să fie cuvântul. Ar trebui să credem ce spune Dumnezeu prin cuvântul său. Și pentru psalmist așa este. Căci mă încred în cuvântul tău. Căci nădăjduiesc în judecățile tale. Asta nu înseamnă că cuvântul este obiectul credinței. El nu divinizează Scriptura. El nu se închină în fața legii în sensul acesta. Ci sunt promisiunile cuvântului. Sunt ceea ce cuvântul comunică despre Dumnezeu. Cuvântul este o fereastră înspre Dumnezeu. Când mă uit în cuvânt și văd, acolo văd natura lui Dumnezeu. Acolo văd promisiunile lui Dumnezeu. Acolo văd judecățile lui Dumnezeu. Și mă închin lui Dumnezeu prin
cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care mi-l descoperă pe Dumnezeu. Este cel care îmi permite ca să-l cunosc pe Dumnezeu și este ceea ce umple conținutul credinței mele. Fiecare are un dreptar și fiecare are o sursă pentru conținutul credinței. Unii își pun încrederea în biserică, în tradiție, în consilii. Da? Ce spune biserica? Ăsta este conținutul. Dacă biserica spune că trebuie să fac rugăciuni pentru morți, eu fac rugăciuni pentru morți. Dacă biserica spune că trebuie ca să mă duc la moaște, mă duc la moaște. Dacă biserica spune că trebuie ca să fac pomeni, fac pomeni. De ce? Pentru că este dreptarul meu. De acolo îmi iau sursa conținutului credinței mele. Acum să nu fim prea severi cu ortodoxi sau cu catolici. Este exact același fenomen în bisericile evanghelice. Exact același fenomen. Unii dintre dumneavoastră și chiar poate și eu uneori am trăit acest fenomen. De ce facem ceea ce facem? În biserică, în viața de credință, în viața de zi cu zi de creștin. Păi așa a fost de când suntem, frate. M-am născut baptist, părinții au fost baptiști, la noi la baptiști așa a fost. Care este dreptarul conținutului? Păi biserica, tradiția. Faptul că a fost baptistă sau penticostală este irelevant. Că e baptistă, penticostală, ortodoxă, catolică, mormonă sau ce-o fi ea. Conținutul credinței noastre trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să te încrezi în ceea ce cuvântul spune. Trebuie să nădăjduiesc în ceea ce Dumnezeu a comunicat. Așa de mulți oameni astăzi sunt dezamăgiți de Dumnezeu pentru că așteaptă ca Dumnezeu să împlinească poruncile bisericii, poruncile tradiției, poruncile părinților. Ei au primit un portret despre Dumnezeu și despre promisiunile lui Dumnezeu de la părinților. Dacă ești pocăit, dacă ești cu minte, dacă ești ascultător, vei avea o viață bună, tot va merge foarte bine, va fi perfect, va fi super. Exagerez ca să înțelegeți punctul. Și copilul crește și trăiește viața baptistă, după legea baptistă și lucrurile merg foarte prost. Căsătoria nu merge, jobul nu merge, copiii nu sunt cum ar trebui să fie. Și la un moment dat este foarte dezamăgit de Dumnezeu. Mi-a vândut o minciună. Problema e că Biblia nu i-a promis lucrurile acestea. Dumnezeu nu i-a spus lucrurile acestea. Nu că Dumnezeu nu este cel care dă și aceste lucruri, că este. Dar Biblia are un alt mesaj. O binecuvântare mai mare. O promisiune mai mare. Și mulți oameni în ziua de astăzi sunt dezamăgiți față de Dumnezeu pentru că ei au umplut conținutul credinței lor cu lucruri care Dumnezeu nu le-a promis și nu le-a spus. Mulți oameni nădăjduiesc în făgăduințele nu lui Dumnezeu și în făgăduințele care le-au primit de la oameni. Este același fenomen când vezi oameni, de exemplu, care sunt zdrobiți de faptul că au mers la un proroc sau la un slujitor care are vedenii și iau o promisiune din partea lui ca fiind drept de la Dumnezeu. Și nu se întâmplă. Și credința lor este spulberată. Spulberată. De ce? Pentru că nădăjduiesc nu în cuvântul lui Dumnezeu, nu în promisiunile directe a lui Dumnezeu, ci în ceea ce niște oameni le-au dat. De aceea, cum am zis, nu fiți prea severi cu cei din biserica tradițională, pentru că în pădurea evanghelică sunt multe uscături. În al treilea rând, vedem credința, vedem natura credinței. Mai evident că psalmistul ne descrie tot despre această credință, dar ne trasează niște linii încât să vedem că această credință are o natură. Este vie, da? Este activă. Are o viață această credință. Și una dintre primele lucruri care ni se spune despre această credință este că această credință este mărturisitoare. Este o credință care simte nevoia să împărtășească convingerea ei. Să-L împărtășească pe Dumnezeu. Să răspundă celor care se împotrivesc acestei credințe. Psalmistul spune, atunci îi voi putea răspunde celui ce mă ocărăște. Credinciosul este chemat să dea un răspuns, o mărturisire a credinței sale.
Observați că răspunsul, mărturisirea credinței în fața oponenților, și în cazul acesta oponenții s-ar putea pur și simplu pune sub umbrela lumii. Da? Toată lumea este în opoziția lui Dumnezeu. Toată lumea este în opoziția credinței, mântuirii. Ca atare noi suntem chemați ca să mărturisim în fața lumii, în fața tuturor oamenilor. Mărturisirea va diferi. Este o diferență felul în care vei răspunde când ești confruntat direct de cineva sau când ești confruntat într-un mod mai pasiv. Când ești confruntat public sau privat. Dar până la urmă, viața, interacțiunea cu cei necredincioși cere un răspuns, cere o mărturisire. Și această mărturisire, acest răspuns este condiționat, vedem, de experimentarea Harului. Observați, psalmistul spune, atunci când ce? Atunci când Harul lui Dumnezeu se revarsă peste el, atunci îi voi putea răspunde. Altfel spus, spune, nu experimentăm Harul, nu avem cum să răspundem. Sunt prea mulți oameni astăzi care reprezintă răspunsul creștin, dar ei n-au experimentat Harul lui Dumnezeu. Sunt prea mulți atei care se dau creștini. Sunt prea mulți oameni care dau răspunsuri din Biblie, dar n-au experimentat Harul care provine din Biblie. Prima dată trebuie ca să experimentezi pentru tine și apoi după ce ai experimentat Harul lui Dumnezeu, vei putea răspunde. Observați, credința produce dorința mărturisirii. Psalmistul are dorința aceasta, el vrea să răspundă. El vrea să răspundă. El are nevoie acum de o experimentare suplimentară a Harului ca să poată să răspundă. Credința este cea care produce dorința mărturisirii și în același timp credința este acea care cultivă aptitudinea mărturisirii. Nu este suficient să vrei să mărturisești, trebuie să poți să mărturisești. Trebuie să ai ce să mărturisești. Cum? Pe tot Psalmul 119 este despre aceasta, despre deprinderea noastră prin cuvânt. Cuvântul este cel care ne deprinde ca să dăm un răspuns. De ce? Pentru că credinciosul nu are orice răspuns, la fel ca și credința lui, credinciosul are un anumit conținut în răspunsul său. Căci mă încred în cuvântul tău, versul 43, nu mă lăsa fără cuvântul cel adevărat în gura mea. Când răspundem lumii, când răspundem celor necredincioși, când mărturisim Evanghelia, trebuie să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu din gura noastră. Asta este conținutul. Până nu ne interesează ca să le explicăm lor filosofia noastră, părerile noastre. Nu. Noi vrem să împărtășim cu lumea, noi vrem să răspundem lumii prin cuvântul lui Dumnezeu și pentru aceasta avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Pentru că și pentru noi, credincioșii, cuvântul lui Dumnezeu ar fi total închis dacă n-ar fi pentru iluminarea Duhului Sfânt. Nu vi s-a întâmplat, mie mi se întâmplă să studiez un text și să stau și să mă uit la el ca și la o bucată de piatră. Ce-o fi vrut să spună Domnul aici? Și îl întorc și îl diagramez și îl fac în bucăți și îl comentez. Nimic. Și la un moment dat, în mila și în harul lui Dumnezeu, de multe ori după o rugăciune, bing, ca și în desene, becul Duhului Sfânt. Și este clar. Și zic, cum nu am văzut? Era așa de clar, era așa de evident. Și începe să te impacteze acel cuvânt și începe să ia rădăcină în tine. Și începe și te modelează. Este nevoie de harul lui Dumnezeu, de puterea și de lucrarea Duhului Sfânt, ca noi să înțelegem cuvântul. Și este nevoie de același har și de aceeași putere ca noi să împărtășim cuvântul. Deci, în primul rând, vedem că această credință este activă și mai ales este activă în mărturisire, în împărtășire. Vedem că această credință este curajoasă. Versetul 46, voi vesti mărturiile tale înaintea împăraților. Nu oriunde, la servici, la... E ușor. Cum ar fi dacă ai fi chemat mâine înaintea Parlamentului României? Ți-ar da 10 minute să le adresez Parlamentului ce vrei tu. Despre ce le-ai vorbi?
despre nevoia de infrastructură în România, despre problema educației, despre inflația, rata de inflație care crește groaznic, despre devalorizarea leului în fața euro, la euro. Despre ce le-ai vorbit? Toate lucrurile acestea sunt legitime. Credinciosul ar avea dorința și curajul să le vorbească despre Hristos. A spune, toate astea sunt secundare. Am dorința vie să împărtășesc. Este singura dată, poate, când voi putea. Am 10 minute sau 5 minute. Dorința vie să-L împărtășesc pe Hristos și am curajul, chiar dacă stau în fața împăraților, chiar dacă stau în fața oamenilor cu putere, să fac lucrul acesta. De ce nu vestim mărturile lui Dumnezeu? De ce nu vestim Evanghelia? Priviți ce spune psalmistul. Că nu va face El și poate ne dă un indiciu de ce noi facem ceea ce El spune că nu face. Nu mă voi rușina. Când ajung înaintea împăraților, nu mă voi rușina. O să am curajul ca să fac lucrul acesta, să mărturisesc. Nu este așa că de multe ori ne este rușine să împărtășim? Poate n-am ajuns vreodată în fața împăraților, dar cu siguranță am avut momente în care am simțit sentimentul acesta de rușine. Față de cine ți este ție rușine să împărtășești Evanghelia? Poate este față de familie. Hai să vă mărturisesc un sentiment care eu îl am câteodată. Când stau cu familia, când stau cu oameni care sunt aproape de mine, le-am zis deja de atâtea ori. Sau deja s-au uitat la mine ca și un ciudat de atâtea ori. De multe ori. Mi se întâmplă mie. S-a întâmplat alaltă ieri. Stai la o discuție între oameni apropiați, între oameni care sunt din familia ta și zic niște prostii, așa zise din Biblie, de te doare mintea. Și nu zici nimic. Și nu zic nimic. Pentru că știu ce se va întâmpla. Chiar dacă le arăt cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, bă, oameni buni, o să uită la mine și zică, ce ciudatul ăsta. Știam noi că așa face de fiecare dată. Și nu zic nimic. De ce? Pentru că sătul ca să fiu considerat ciudat și straniu și fixist. Și alegeți voi cuvintele, le-ați auzit, da? Și nu zic nimic. Poate e în fața colegilor tăi. Poate e în fața prietenilor tăi. Poate în fața șefului tău, da? De ce? Pentru că îți este rușine. Pentru că îți este rușine. Apostolul Pavel spune în Romani 1:16, mie nu-mi este rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Trebuie să vedem prin această lentilă, da? Mărturisirea noastră este instrumentul folosit de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Dacă ai ști, de exemplu, că ai fi la o masă, la o onomastică, la un banchet, cum ne aflăm deseori mulți dintre noi, și dacă ai ști, de exemplu, că în sucul servit este o travă fatală, dacă beau sucul acela, cei dragi ție vor muri, când te-ai opri de a le spune să nu bea suc? Le spui odată, totuși sucul arată foarte apetisant, e cola, e cu gheață. Le spui odată, le spui de două ori. La câte insistențe te oprești? Nu cred că te-ai opri dacă iubești, da? Nu te-ai opri, ai spune, omule, înțelege, dacă bei sucul ăsta, o să mori. Cam așa, am încercat să fac mai plastic, cam așa se întâmplă. Stăm la evenimentele noastre, stăm la... Și o spun eu ca și vinovat în primul rând. Să nu vă înțelegeți că vă predic doar vouă. Eu ca și vinovat. Și privesc la ei cum beau o travă și mi-e rușine. Și mi-e rușine. Apoi ni se spune că avem un alt efect sau o altă categorie majoră și anume sfințirea. Credința este un efect produs de Harul lui Dumnezeu, produs de mântuire. Sfințirea este un alt efect sau o altă categorie de efecte. Vedem, printre primele lucruri care ni se spune despre sfințire, este că Harul lui Dumnezeu, atunci când vine peste, mântuirea când vine peste om, produce credință și apoi imediat
produce acest fenomen de a păzi legea lui Dumnezeu, de a păzi cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 44. Voi păzi legea ta, spune psalmistul. Credința produce ascultare de legea lui Dumnezeu. Produce ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu. Credința care îi produce fără de lege este demonică. Aia nu este credință. Credința produce trăire. Credința produce sfințenie. Credința produce fapte. Fapte vrednice de credința noastră. Fapte vrednice de mântuirea care ni s-a dat în dar. În Iacov 2 cu 14 se spune în felul următor. Frații mei, la ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Am accentuat pentru că versetul acesta se citește greșit, da? Se citește cam așa. Frații mei, la ce folos dacă cineva are credință, dar nu are fapte? Poate credința să-l mântuiască? Biblia nu spune așa ceva, da? Dacă cineva spune că are credință, poate o astfel de credință, o prezisă credință, da? Nu o reală credință, să mântuie? Și răspunsul este nu. O astfel de credință, nu. Pretenția credinței, dar fără credința reală, care produce o trăire, nu există mântuire. Iacov 2 cu 26. Așa cum trupul fără duh este mort, tot astfel și credința fără fapte este moartă. Credința fără fapte este o credință moartă, o falsă credință. Credința produce sfințenie. Credința produce trăire. Credința produce păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Parcă aud deja în gândul multora care ascultă mesajul acesta, bun, frate, asta e legalism. Voi păzi legea ta, asta e legalism, frate. Noi suntem liberi. Care este diferența între păzirea legii din credință și legalism? Este o diferență foarte mare și anume în al doilea efect al credinței, al mântuirii, și anume a prețuirii legii, a dragostei față de lege. Legalismul este păzirea legii din obligație, cu scopul sau cu convingerea că poți dobândi îndreptățire, justificare înaintea lui Dumnezeu prin performanțele tale. Ăsta este legalismul. Dar nicio treabă cu dragostea față de legea lui Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu sau față de Dumnezeu. Este încercarea, prin păzirea legii, de a-L obliga pe Dumnezeu să te ierte sau să-ți facă un bine, da? Nu există dragoste în această relație. Este pur și simplu o tranzacție care încerci să o facilitezi între tine și Dumnezeu. Imaginați-vă o astfel de relație în viața reală. Imaginați-vă o asemenea cerere în căsătorie. Un băiat merge la o fată și îi spune în felul următor. Uite, vreau să fii soția mea și am pregătit aici un manual cu toate cerințele mele. Tot ceea ce vreau eu de la tine. De la cum să-mi gătești, la cum să-mi faci curat, la cele mai micuțe cerințe din partea mea pentru tine. Fiecare detaliu. Ne căsătorim și dacă reușești ca să le păzești pe toate cu desăvârșire, atunci te voi accepta și te voi iubi. Cine ar accepta o asemenea propunere? O asemenea relație. Cum te-ai simți dacă ai fi într-o asemenea relație cu soțul tău sau cu soția ta? Aceasta este relația legalistului cu Dumnezeu. Relația care el și-o impune. El caută să merite și să câștige acceptarea și dragostea lui Dumnezeu. Ei nu iubesc legea lui Dumnezeu. De fapt, o detestă. La fel cum ar detesta-o acea femeie care ar intra într-o asemenea căsătorie. La un moment dat ar spune, du-te cu tot manualul tău de reguli și lasă-mă în pace. De ce? Pentru că n-ai cum. E imposibil. Asta este și scopul legii.
Scopul legii este să ne arate că este imposibil. Oricât i-ai strădui prin forțele tale, este imposibil ca să păstrezi toată legea cu desăvârșire. Mai ales dacă se mai adaugă o lege de genul, ai încălcat una, le-ai încălcat pe toate. Ar trebui să aplicăm și la noi. Este foarte ușor ca să ne gândim la cazuri imaginare și absurde și să spunem o asemenea relație este absurdă. Dar haideți să ne întrebăm pe noi, poate chiar în privința prezenței noastre în această dimineață la închinare, de ce ești aici? Unii poate să aici din obligație. Acum am ce face. Alții să aici din rușine. Ok, dacă nu vin, ce o să zică? Soția, soțul, fratele, prietenii fac parte dintr-o comunitate. Există o așteptare din partea comunității. Alții să aici din obișnuință. Duminica să mergi la biserică. Acum mergem și noi la biserică. Așa a fost când am crescut, așa e și acum. E duminică, mai mergem la biserică. Alții să aici din frică. Măi, am cam lipsit. Eu știu că cei care se duc în cer trebuie să meargă la biserică. Hai să mai mă duc la biserică, că ajung la Doamne, Doamne, nu iese bine. Poate n-ați verbalizat-o vreodată, dar poate că de aia veniți la biserică, din frică. Alții poate să aici din dragoste. E o diferență de la cer la pământ, oricare motivație, în comparație cu motivația dragostei. Diferența între a duce soției tale niște flori și a spune, dragă, ți-am adus florile acestea pentru că mi-e frică că dacă nu ți le aduc mă părăsești? Sau a spune, am fost copleșit așa de un sentiment de dragoste pentru tine și am văzut lalelele acestea și am vrut să le cumpăr pentru că te iubesc. Una va fi recepționată cu o palmă și alta cu o îmbrățișare. Da? Este o diferență de la cer la pământ. Ascultarea din credință este total diferită decât ascultarea legalismului. Ați observat cum descrie relația lui, a psalmistului, cu Dumnezeu prin intermediul legii și atribuie aceste sentimente chiar față de lege, chiar față de cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 4:7. Mă voi desfăta. Adică un sentiment de bucurie, de mulțumire, da? Noi ne desfătăm pur și simplu, ne face plăcere acel lucru, ne aduce o copleșire de bucurie și de mulțumire. Mă voi desfăta cu poruncile tale, pe care le iubesc. Sunt o povoară, sunt o corvoadă pentru noi, sunt ceva care iubim. Îmi ridic mâinile spre poruncile tale, pe care le iubesc și cuget la ele. Ce diferență între o relație și alta. Relația care o ai cu Dumnezeu va determina relația care o ai cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai o relație de dragoste cu Dumnezeu, te vei raporta într-un fel la legea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai o relație tranzacțională cu Dumnezeu, te vei raporta într-un alt fel. Ce face diferența între cele două, feluri de a te raporta la lege? Păi harul face diferența. Harul face toată diferența. Dacă ai experimentat harul lui Dumnezeu, dacă ai experimentat harul mântuirii, credinciosul este într-o relație cu Dumnezeu bazată nu pe performanța lui, ci pe harul lui Dumnezeu și pe performanța Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu a venit și a făcut acest legământ cu tine și a zis, ești acceptat, ești justificat în ochii mei, precum ai fi păzit toate poruncile mele, deși nu le-ai păzit, precum le-ai fi păzit la perfecțiune în toate zilele tale, deși n-a fost nicio zi în care să le fi păzit la perfecțiune. Iar răspunsul credinciosului, odată ce a primit acest har, a primit această acceptare, a primit această dragoste, răspunsul credinciosului este dragostea reciprocă. Cum să nu iubești un asemenea Dumnezeu? Care vine și spune, în ciuda falimentelor tale, nu doar că am să
trec peste falimentele tale, am să mă raportez la tine de parcă ai fi perfect. Și o diferență totală. Noi când iertăm, noi nu iertăm ca și Dumnezeu din păcate de cele mai multe ori. Dumnezeu care nu poate uita spune despre păcatele noastre că le uită. Ce înseamnă că le uită? Înseamnă că se raportează la tine de parcă păcatele n-ar fi. Noi cum iertăm? Noi spunem, te-am iertat, dar nu restabilim relația de parcă ar fi iertare. Asta înseamnă că dacă până în acel moment când ai văzut așa persoană, înainte ca să se greșească, zâmbiai, acum ești foarte atent ca să-ți arăți indiferența. Salut! Dar înainte sclipea fața când îl vedeai pe fratele sau pe sora. Și când întrebă, dar ce ai cu fratele Bogdi? Eu n-am nimică, eu l-am iertat, n-am nimică cu el. Nu e adevărat, nu l-a iertat. A ierta precum iartă Dumnezeu, dacă mie nu mi-a greșit fratele Bogdi cu nimic, stați liniștiți, da? A ierta înseamnă a te raporta precum lucrul acela n-ar exista. Asta e iertarea. Și Dumnezeu așa se raportează față noi. El când ne-a iertat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, El privește persoana noastră prin prisma Domnului Iisus Hristos. El când se uită la mine și la tine, nici măcar nu-și amintește de lucrurile rele făcute. El se uită la mine prin jertfa Domnului Iisus Hristos și El vede viața perfectă a Domnului Iisus Hristos. Și El mă tratează în acest fel, în această paradigmă. Eu când sunt acceptat în felul acesta, eu când sunt iubit în felul acesta, răspund în dragoste. Biblia spune că El ne-a iubit mai întâi, de aceea noi îl iubim. Și în dragoste ce caut să fac? Caut să împlinesc voia lui Dumnezeu. Caut să-i fac pe plac lui Dumnezeu. Da? Caut să-i fac pe plac. Mă gândesc ce i-ar place lui Dumnezeu. Ce i-ar provoca? Imaginați-vă să fiți iubiți în felul acesta cum vă iubește Dumnezeu în viața de zi cu zi. S-ar fi standard, n-am atins niciodată. Dar imaginați-vă, soțul dumneavoastră, soția dumneavoastră, să se relaționeze față de tine precum ai făcut totul perfect. Și când ai făcut perfect. Și când ai dat-o în bară. Să ajungi acasă să știi că ai, cum zic românii, ai dat-o slab. Să te aștepți de la dezaprobare, de la soția sau de la soțul tău. Să te primească cu îmbrățișări, cu flori, cu... să nu fie așa numai 5 minute. În continuu, și te întrebi, bă, dar când o să zbiere la mine? Când o să se certe cu mine? Când... și să nu se întâmple. Următoarea zi, când te-ai trezi, care ar fi primul gând? Hai să văd cum îi fac viața mai rea? Hai să văd cum... sau hai să văd cum să-i fac pe... plac. Pentru că ai experimentat dragostea necondiționată. Dragostea nu bazată pe meritul tău, ci pe harul din partea lui Dumnezeu. Atunci când experimentezi această dragoste, acest har, răspunsul este dragoste. Și răspunsul acestei dragoste constă în împlinirea, în dorința de împlinire a voii lui Dumnezeu. Diferența între legalism este că una este împlinire fără dragoste și alta este împlinire în dragoste. Apoi vedem că această sfințenie este una perseverentă. Este una în care cel mântuit perseverează. Nu este așa ceva un foc de paie. Gata, m-am botezat, am intrat în biserică, acum vreau să trăiesc în sfințenie. Trec 2 luni de zile. A fost așa o chestie de moment. Nu, este ceva perseverent. Priviți cum spune psalmistul că va păzi legea lui Dumnezeu. Voi păzi legea ta întotdeauna și pentru veci de veci. La superlativ întotdeauna, ca să înțelegem. Este ceva permanent. Credinciosul perseverează în păstrarea cuvântului Dumnezeu, în păstrarea legii lui Dumnezeu. Altfel spus, păzirea cuvântului Dumnezeu este un proces permanent, pe de o parte, și progresiv, pe de altă parte. Vedem că psalmistul experimentează acest progres chiar în psalm. Vedem că el progresează în viața lui de sfințenie. De asemenea, și noi trebuie ca să experimentăm această perseverență în sfințenie. În mod permanent să progresăm în ascultarea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Care este secretul?
Cum va fi posibil să perseverăm, ca în mod permanent să progresăm în aceste lucruri? Secretul este acesta, perseverăm în ceea ce ne place. Asta este natura noastră. Asta este realitatea oricărui om. Perseverez în ceea ce îți place. Motivul pentru care legalismul, omul legalist, nu perseverează, este că nu le place. Problema perseverării este una a inimii, strict legată de inimi. Prin disciplină poți până la un punct să faci niște lucruri. Dar ca să perseverezi în veci de veci, trebuie să îți placă. Trebuie ca să fie ceva din lăuntrul care te împinge. Să nu confundați a ne place sau a iubi cu a fi ușor. În ziua noastră se cam confundă. Dacă îți place ceva, trebuie să fie ușor. Trebuie să fie lipsit de rezistență. Sunt două lucruri diferite. Atunci când ne place ceva, atunci când iubim ceva, facem foarte multe lucruri grele, dificile, dureroase chiar în folosul acelei plăceri, în folosul acelei dragoste. Gândiți-vă la viața voastră, gândiți-vă, de exemplu, la practicarea unui sport care vă place. Există antrenamente, există accidentări. Ce poate împinge pe un sportiv, de exemplu, nu știu, cel care joacă tenis, avem tenismeni aici, își rupe meniscul. Ce poate împinge pe cineva cu meniscul rupt să mai iasă pe terenul de tenis? Două lucruri. Dragostea sau nebunia. Atât. Da? Pentru că îi place tenisul, îndură lucrurile grele. Da? Ce-l poate împinge pe fratele Cristi, de exemplu, să îndure ani de zile de antrenamente fizice și de bătăi? Îi plac caratele. Îi plac caratele. Și bătaia o primește cu plăcere. Probabil. Gândiți-vă la alte lucruri. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră. Surorilor. A fost dureros sau lipsit de durere când au venit copiii pe lume? Ce v-a făcut să îndurați acea durere? Eu rețin când s-a născut Casey și am observat tot travaliul acela și am întrebat-o pe Anca după, zic, mai vrei copii? Și în stat a zis, da! Eu ca și bărbat, ca și din exemplu, trebuie să fii cu cap. Dar de ce? Pentru că iubim. Pentru că ne place. Da? Ce ne face ca să perseverăm în relația de căsătorie care o avem, de exemplu? Ce ne avem momente dificile, dar ne place, iubim. Da? Și lucrul ăsta nu este un lucru rău. De multe ori, creștinismul de astăzi vrea ca să fie unul foarte antihedonist. Să fie unul așa, foarte stoic. Creștinul nu-i cu plăcerea, nu-i cu iubirea, cu să te simți bine. Psalmistul nu este așa. Psalmistul vorbește despre dragoste, psalmistul vorbește despre desfătare, despre plăcere. El spune că aceste lucruri îi produc plăcere și asta este realitatea. Dacă cuvântul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu-ți produce plăcere, nu vei persevera. N-ai cum. N-ai cum, la un moment dat vei spune, e prea de tot. Cerințele acestea sunt prea de tot. De ce? Pentru că nu înțelegi că ești deja acceptat. Nu înțelegi că ești deja acceptat, nu în meritul tău, ci în meritul Domnului Iisus Hristos. Nu ai o relație de dragoste cu Dumnezeu, ai o tranzacție care încerci să o faci cu Dumnezeu. Săpați puțin sub suprafața neascultării dumneavoastră, cum trebuie și eu să o fac sub suprafața neascultării mele. Întrebați-vă de ce nu-mi place să ascult? De ce nu iubesc să ascult? De ce nu-mi place să împlinesc ceea ce îmi cere Dumnezeu de la mine? Posibil să fie o chestie de moment, să fie un reflex la incomoditatea lucrului cerut, sau posibil să fie faptul că nu există o dragoste față de porunca lui Dumnezeu și față de cel care a dat porunca. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îți va place să-i fii plăcut. Îți va place să-i faci pe plac. La fel cum ne place să
fim plăcuți celor care îi iubim din viața noastră. În concluzie, priviți cum descrie psalmistul viața celui care experimentează acest har, această mântuire și aceste efecte. Versetul 45. Voi umbla liber, căci caut hotărârile tale. Înainte de har, înainte de mântuire, erai sclav față de păcat și condamnat de legea lui Dumnezeu, care îți spunea, ești păcătos. Ăsta e standardul și tu nu l-ai atins. Și oricât ai fi încercat, nu puteai să-l atingi. Dar după harul lui Dumnezeu, ești liber față de păcat și plin de dragoste față de Dumnezeu și față de legea Lui. A umbla liber ca un om care a experimentat acest fenomen, înseamnă aceasta. Să împlinești și să cauți să împlinești poruncile lui Dumnezeu dintr-o inimă nouă, dintr-o inimă care iubește pe Dumnezeu, care are dragoste față de legea lui Dumnezeu și dintr-o postură nouă, dintr-o postură de om justificat înaintea lui Dumnezeu, dintr-un om, o postură de om acceptat înaintea lui Dumnezeu. Un om care nu face să fie acceptat, ci face pentru că a gustat cât de bine este să fie acceptat și să fie iubit de Dumnezeu. Și nu poate să nu răspundă cu atitudinea ce să fac să-i fiu plăcut Mântuitorului meu. Amin.